Salutare, sunt Elena de la beautybysashine.com și astăzi am revenit cu un clip nou și anume vă prezint favoritele mele de luna aprilie. Sunt câteva, nu sunt multe cum a fost în clipurile anterioare, în schimb le-am folosit la greu. Sunt produse care și înainte le-am prezentat pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult și le recomand în suflet. Aceste două produse pentru păr este șampunul și tratamentul pentru păr, pentru volumul lui. Este un efect de lifting și nu conține sulfați, conține colagen vegetal de la Helen Sevart, un produs profesional din Italia și adus de modocosmetic.ro. Vă las în descriere unde puteți vedea produsele profesionale. Sunt la prețuri foarte bune și chiar se merită cumpărate pentru că chiar se văd rezultate după aceste produse de la Helen Sevart. Îmi plac foarte, foarte mult. Șamponul oricum nu se folosește în fiecare zi, se folosește, nu știu, de două ori pe săptămână. E un fel de șampon tratament și acesta o dată pe săptămână. Mai am puțin, dar nu mai contează, cred că deja trebuie să vă le arăt la Empties, la aceste produse. Chiar îmi plac foarte mult și le recomand. Mi-a dat volum când e părul curat, acum nu se vede pentru că e părul murdar și trebuie să-l spăl și să dă un volum extraordinar. Dar nu vă închipuiți că îmi dă un volum atât de mare cum e în reclame. În reclame e reclamă și vă dați seama că nu poate niciun păr să fie așa cu atât volum cum e în reclamă. În fine, oricum dă un volum destul de fain. Următorul produs este de la K-Cosmetics România. Este un produs românesc natural, bio și handmade. O să vă las un link cu descriere unde găsiți acest produs. Este un gomaj enzimatic cu ananas și căi. Se va mai prezenta și înainte acest produs. Îmi place foarte, foarte mult. Lasă un ten extrem de fin, curat. Miroase a ulei de arbore de ceai și puțin amentă. Îl vă aplic o dată pe săptămână. Las cam 5-10 minute se usucă și după aia îl spăl cu apă călduță. Las tenul extraordinar de fin, frumos, luminos, curat, fără puncte negre, coșuri uscate, super. Deci nu mi-o usucă tenul deloc. Recomand în suflet. O să vă las în link-ul cu descriere. Următorul produs este o cremă. E o mini cremă cumpărată de Biherb de la Andalou Naturals și mi se pare că am dat până în 20 de lei. Îmi place foarte mult această cremă. Alternez cu alte creme, dar în luna aprilie mi-a plăcut foarte mult și dacă o să am ocazie o să-l iau în variantă mare, numai decât. Așa, acum să mergem la produsele de machiaj. În luna aprilie am cumpărat acest fond de ten de la Astor Matitude Anti-Shine High Definition 16 ore Makeup cu SPF 22. Nuanța aproape mi se potrivește, zic aproape pentru că e cea mai deschisă, este nuanța mea Ivory, mi se pare, da, Ivory 001 și nu m-a costat foarte mult, de pe 1001 cosmetice, o să vă las link-ul în descriere. Chiar lasă tenul mat, dar dacă aveți tenul foarte uscat, arată zonele uscate și atunci trebuie hidratat foarte bine tenul, asta e un minus. Al doilea minus este mirosul foarte puternic de parfum, ceea ce e un pic deranjant dacă sunteți cu ochii sensibili sau tenul sensibil, nu știu dacă o să fie potrivit acest produs pentru voi. Orice caz, pentru tenul mixt și gras este un fond de ten perfect. Îmi place foarte mult, astupă porii, deci nu evidențiază niciun caz porii. Nu sunt dată astăzi cu el, dar în luna aprilie chiar m-a obsedat acest fond de ten. El este un pic cremos, pot să vă arăt și la cameră, așa, și încerc să-l blenduiesc cu degetul. Este nuanța destul de faină. Da, este un miros puternic de... este un produs mediu spre mare, acoperire mediu spre mare, chiar. Dacă aplicați și a doilea strat, nu are efect de mască. Deci îmi place foarte mult fondul ăsta de ten și dacă o să am posibilitatea să recumpăr, numai decât o să-l recumpăr. Deocamdată am o groază de fonduri de ten care trebuie să scriu review-uri pe blog. Deci uitați-vă, arată fain. Nu se vede că porți fond de ten. În cazul în care aveți tenul foarte uscat, nu merge. Sau deshidratat.
L-am aplicat și cu Beauty Blender-ul și cu pensula și cu degetele. Cel mai mult mi-a plăcut cu Beauty Blender-ul să-l aplic, dar merge și cu pensula, depinde de pensula. Bine. Următorul produs care mi-a plăcut foarte mult, tot de pe 1001 cosmetice l-am luat, este paleta Catrice Cosmetics Allround Contouring Palette. Hai că-l dau jos. M-a costat 19 lei, o nimica toată, zic eu. O paletuță foarte versatilă, să zic așa, cu produse 5 nuanțe. Are iluminator, două de contouring și două pe una e concealer și una cred că pe sub ochi. În fine, mi-a plăcut foarte mult această paletuță, numai că depinde de pensulă, se ia foarte greu pe pensulă, din păcate. Să vă fac și un swatch dacă vreți. Asta cel mai întunecat. Nu, asta bate spre gri. Deci, fac și iluminatorul. Astea sunt toate 5 nuanțe, destul de ok. Pigmentate sunt. Se poate folosi și Beauty Blender-ul pentru conturare. Merge și pensule, depinde de pensule. Și merge și cu degetele, de ce nu? Am încercat și așa și așa mi-a plăcut. Dar cantitatea e destul de mică și o să terminați foarte repede. De aia mi-am și cumpărat o altă paletuță de contouring de la Sleek. Și chiar o să vorbesc despre paletuța altă dată. Da, 19 lei chiar merită, da. E super ok. Așa, următoarea paletuță este Essence All About Nudes, care a fost în primul beauty kit de la Marie Claire și îmi place foarte mult această paletă. Chiar am luat-o în vacanță cu mine și a fost foarte versatilă. Asta merge și ca iluminator și asta la fel. Deci este foarte pigmentată paleta. Uitați ce frumusețe. Uitați. Paleta e foarte, foarte faină și nu știu cam cât costă, dar nu cred că să coste foarte mult această paletă. E faină. Mi-a plăcut foarte, foarte mult în luna aprilie și nu numai. Din prima clipă m-am îndrăgostit de ea. Dacă tot vine vorba de kitul de la Marie Claire, tot în acel kit am avut și, să-mi ștear și degetele, am avut și blush-ul de la Deborah. Așa arată, să-l deschid. Am fost obsedată și încă sunt de acest blush. Este nuanța Rosa Pesca. Uitați un swatch, nu știu dacă se vede. E aici. Avea și o pensulă pe spate, am pierdut-o. Undeva este prin lucrurile mele. Oricum n-am folosit pensulica aia, dar e destul de simpatică era. Cred că era păr natural, dar nu știu din care. În fine, chiar este primul produs de la Deborah și chiar sunt curioasă de produsele în general de la Deborah. Am să le caut cu siguranță, pentru că m-am îndrăgostit de acest blush. E super fain. Chiar sunt obsedată de el. Mai am încă două produse de la Astor. Nu știu ce am cu Astor. Ultima perioadă îmi plac produsele de la Astor. Mi-am luat tot din de mea ambele produse și îmi plac foarte mult. Acesta este un roșu nou, roșul de la... stați cum să văd cum se numește. Avea o etichetă, dar s-a dus. Deci este nuanța Fruity. Și l-am luat la reducere din DM cu 25 de lei, dar pe 1001 cosmetici l-am văzut și mai ieftin. Chiar mi se pare că chiar la 19 lei. Uitați ce nuanță mi-am luat. Această nuanță mi-am luat-o că vreau ceva mai deschis, mai nude. Și foarte greu am găsit ultimul produs. Și mai era încă un produs care mi-a plăcut, adică un ruj care mi-a plăcut o altă nuanță, dar nu era pe stoc. Ori au vândut, ori nu l-aveau ei. Ultimul produs. Sunt obsedată ultima perioadă și de rujurile roșii. Și aceasta de la Astor, nuanța Coral Never Ends.
Este pur și simplu vestea la nuanță. Îmi place foarte mult. Se usucă mat, dar cu acest al doilea capăt se poate face să nu se usuce foarte tare buzele și arată faină împreună. Da, rezistă foarte mult, nu 16 ore, dar depinde de buze, depinde ce faceți în ziua respectivă. Deci nuanța e bestială. Am dat 25 de lei pe acest ruj lichid. Da, foarte fain. Cam astea au fost produsele cele cel mai utilizate în luna aprilie și care mi-au plăcut foarte mult și cred că o să-mi folosesc în continuare. Trebuie să ajung și la Emtis cu produse de la Helen Sevart și Key Cosmetics și multe altele. Dar până atunci vă mulțumesc mult pentru vizionare. Ne vedem data viitoare. Vă pup!